Organizația PSD Cluj a demarat la începutul acestei săptămâni o campanie de colectare de alimente pentru sinistrații din județele afectate de căderile masive de zăpadă. La nivelul municipiului de s-au adunat 57 de kg de făină albă, 20 de kg de făină de mălai, 44 de kg de zahăr, 25 de kg de orez, 45 de litri de ulei, 50 de conserve și 144 de pateuri. Sâmbătă, alimentele vor fi transportate la Cluj, de unde cu ajutorul unui avion militar vor fi transportate către zonele afectate cel mai tare de căderile masive de zăpadă. În primul rând, vă rog să ne vorbiți despre această acțiune pe care, din câte am înțeles, ați demarat-o luni. Da, această acțiune am demarat-o la nivel de județ. Organizația PSD Cluj a organizat în toate zonele strângerea de ajutoare pentru familiile sinistrate din zona sudul și estul țării. Iată că la nivel de Dej s-au adunat foarte multe alimente neperisabile care vor fi duse spre Cluj sâmbătă dimineața, unde la nivelul organizației municipale se vor strânge toate aceste ajutoare și cu un avion militar de la Cluj vor fi transmise spre acele zone. Iată că solidaritatea se demonstrează și astăzi. Cetățenii și anumite firme private și mass media a demonstrat că sunt aproape de români la necazuri, mai mult decât instituțiile statului. Până când va mai dura această campanie? Astăzi și mâine, sâmbătă, noi vom transmite aceste ajutoare spre Cluj-Napoca, de unde se vor îmbarca într-un avion militar și transmise spre zonele respective.